Băieții deștepți din energie nu au dispărut. După ce au devalizat hidroelectrica ani întregi, au plecat din țară și au rămas cu banii câștigați nefăcând nimic. Unii au fost condamnați, dar prejudiciile de sute de milioane de euro nu au putut fi recuperate. Acum se conturează o nouă generație de băieți deștepți care atentează la buzunarele românilor. Cetățenii se văd nevoiți să plătească un preț uriaș pentru energie. Doar 30% din factura la curent reprezintă ce consumăm. Ce capcane sunt în ofertele cu care companiile îi învie pe oameni să cumpere curentul de la ei? Ce conține factura la energie electrică și la ce trebuie să fiți atenți? De ce trebuie să plătiți abonament? În exclusivitate la Culisele Statului Paralel, directorul Hidroelectrica vă explică toate aceste secrete ale pieței de energie electrică. Joi, de la ora 18.